Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucerniși părinți și iubiți frați și surori. Dimineață, la Sfânta Liturghie, v-am vorbit de darurile Duhului Sfânt. Acum, la vecernia aceasta specială, vă voi vorbi de darurile Pământului. Darurile Duhului Sfânt au fost pomenite și de prorocul Isaia și de Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetele 22 și 23, zice: roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția. Acum am zis că voi pomeni pe scurt despre darurile Pământului. Pământul acesta creat de Dumnezeu ne oferă nouă mulțime de daruri. Îl binecuvințează Dumnezeu ca să facă lucrul acesta. Și în Psalmul 64, începând cu versetul 9, citim: cercetat ai pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui le-ai mulțit, râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrășați vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu oi și văile vor mulți grâul, vor striga și vor cânta. Pământul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat să ne hrănim din nou din el este binecuvântat de Tatăl cel Ceresc. De aceea pomeneam în cântecel și dimineață, care se zice la rusalii: tu cel ce răsari florile și răcorești pădurile, munții, câmpiile, dealurile sunt lucrul tău, toate-ți cântă azi, tu ești Dumnezeul meu. Toate cântă astăzi Tatălui Celui Ceresc. Și la urma urmei, dacă vorbim de darurile pe care ni le oferă nouă Pământul, de fapt ni le oferă Dumnezeu, dacă vorbim de darurile pe care ni le oferă nouă Pământul, vom spune că, de fapt, Pământul și toată zidirea nu face altceva decât să ne grăiască nouă de bunătatea lui Dumnezeu și de minunile lui. Dreptul Iov, în cartea lui, în capitolul 12, versetele 7 și 8 zice așa: dar ia înțeapă dobitoacele și te vor învăța, și păsările cerului și te vor lămuri. Sau vorbește cu pământul și îți va da învățătură, și peștii mării îți vor istorisi cu deamănuntul.
Cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Toate grăiesc, toate vorbesc, toate ne strigă nouă. Important este ca să avem urechi duhovnicești, să avem ochi duhovnicești și să vedem cum toată făptura ne grește nouă despre darurile minunate pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână. La urma urmei, această lume minunată nu face altceva decât să ne grăiască nouă despre Creatorul Său. Acum nu vă voi face o lecție de apologetică la această vecernie specială ce se rostește în ziua Rusaliilor, ci vă voi spune că scriitori sensibili, oameni sensibili, observând lumea pe care a creat-o Dumnezeu pentru noi, erau mânghiați la suflet și erau îmbiați să ne vorbească nouă despre Bunul Dumnezeu. În cimitirul central din Cluj, știți bine că are mormântul Părintele Ion Agârbicianu. Și printre alte cărți minunate, el a scris și o carte numită Fața de Lumină a Creștinismului. Și în această carte are un eseu în care ne vorbește tocmai de felul în care Dumnezeu să descoperă, ni se revează nouă prin tot ceea ce vedem. La un moment dat, preot tânăr fiind Ion Agârbicianu în munții Apuseni, într-o zi a meditat în mijlocul pădurii și l-a simțit pe Dumnezeu foarte, foarte aproape. Acum nu vă voi lectura tot eseul, dar câteva fraze tot vă citesc pentru că sunt minunate. Și iată ce scrie Ion Agârbicianu. Meșterul care a creat harfa din mine și simțurile mele, porțile sufletului meu, plutește undeva pe aproape. Simt adierea marelui mister ca pe o boare de la miază zi. Zadarnic mi-ar spune milioane de învățați că maestru ziditor nu există decât în neputința noastră de a înțelege lumea sau în natura rațiunii omenești de a trece în mod necesar din premize la concluzii. Zadarnic! Simțurile mele, așa de genial alcătuite, harfa sufletului meu, făcută pentru cântece de fericire sau de durere, sunt așa de independente de voința mea, de voința părinților mei sau de legile firii, încât e necesar să aibă un tată meșter. Cum ar atârna ele de voința mea? Când eu abia îndrăznesc ceva din ceea ce sunt și ceea ce am, cu ce sunt înzestrat spiritual, parcă e mult mai mult decât mine însumi. Când nu-mi pot schimba nici culoarea ochilor, dar încă legile prin care ei îmi aduc lumina. În felul acesta medita Ion Agârbicianu la frumusețea pădurii, la frumusețea câmpului, pentru că am zis în mod special astăzi la Rusalii ne rugăm lui Dumnezeu pentru roada câmpului.
am zis că dacă dumineată am subliniat care sunt darurile Duhului Sfânt, în seara aceasta subliniem care sunt darurile Pământului. Darurile Pământului pe care ni le dăruiește nouă cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Sigur că toate au și un grai tainic pe care noi nu întotdeauna suntem în stare să-l înțelegem, așa cum ne zice Iona Gârbiceanu aici. De fapt, toate grăiesc. Toate grăiesc pentru noi păcătoși. Și mi-aduc aminte cu nostalgie, probabil că și frățiile voastre vă duceți cu nostalgie gândul înspre localitățile din care vă aveți obârșia. Mi-aduc aminte cu nostalgie că în această sfântă zi de praznic, când eram copil în moartea, ne duceam și ne rugam lui Dumnezeu pentru roadele pământului. Eram impresionați de slujba pe care Părintele Ioan Mihai o făcea și ne întorceam acasă cu multă pace și cu multă liniște. Toată natura ne-a pus-o Dumnezeu la dispoziția noastră. Toată natura trăiește pentru cei ce au ochii duhovnicești ca să vadă, pentru cei ce au urechi duhovnicești ca să audă. Acum, în Sfânta Scriptură găsim multe afirmații care plecând de la cele naturale, de la roadele pe care Dumnezeu ni le dă nouă, ne duc cu mintea la cele spirituale. Vă dau doar două exemple. Domnul Hristos, chiar în Evanghelia de dimineață, ne spunea că dacă este cineva însetat să vină la El și să bea, și celui ce va bea din apa pe care El o dă, aceasta se va preface în torente de apă vie, țâșnind în eternitate. Deci El e apa cea vie. Dacă însetează cineva să vină și să bea, și El nu e numai apa cea vie, dar e și pâinea cea de toate zilele. Eu sunt pâinea vieții, zice Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Vedeți? Roadele câmpului ne fac să ne gândim la Mântuitorul nostru, care este pâinea cea cerească ce s-a pogorât din cer și care este apa cea vie care ne stâmpără pe noi de setea duhovnicească. Multe lucruri frumoase am putea spune la această vecernie specială, când și cateheza este specială și scurtă, referitor la faptul că, dacă am subliniat care sunt darurile Duhului Sfânt, acum subliniem și care sunt darurile Pământului pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână nouă păcătoșilor, pâinea cea de toate zilele, pâinea cea de toate zilele pe care o avem prin bunătatea Lui, prin mila Lui, prin binecuvântarea Lui. Dimineață vă pomeneam de un om sceptic care multă vreme a căutat. Pomenește și Iona Gârbiceanu în lectura scurtă pe care v-am făcut-o de faptul că sunt și oameni care nu reușesc să-L vadă pe Dumnezeu și mâna Lui în creație. Dar acest om căutător până la urmă a ajuns la Sfântul lui Dumnezeu Serafim și a plecat cu sufletul plin de harul Duhului Sfânt. Acum, după ce
împreună, sau poate numai grupul de tine din Psalmodia Transilvanică care a răspuns la vecernie, vor cânta rugăciunea specială din ziua de astăzi, după aceea vă voi citi câteva fraze referitoare la acest om care a căutat și a aflat. De ce? Pentru că dorim și noi, căutând să aflăm, să se umple și sufletul nostru de harul Duhului Sfânt. Pentru că, la urma urmei, aceasta trebuie să fie și ținta noastră, ca și ținta lui Montovilov, să găsim harul Duhului Sfânt. Boierul Montovilov era un om titrat. A făcut multe studii. Îl frământa o întrebare: care este scopul vieții omului pe pământ? A alergat mult și nu l-au mulțumit răspunsurile primite. Până la urmă ajunge la Sfântul Serafim și Sfântul Serafim îi spune: scopul vieții omului pe pământ este să primească darul Duhului Sfânt. N-a înțeles. Și atunci Sfântul Serafim, sau Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin Sfântul Serafim, i-a făcut o demonstrație concretă. Și vă citesc câteva fraze. Atunci, Părintele Serafim m-a prins de umeri și, strângându-mă puternic, mi-a zis: suntem numai doi, noi doi, tu și eu, în plinătatea Sfântului Duh. De ce nu mă privești? Nu vă pot privi, Părinte, fulgere vă țâșnește în ochi. Fața ți-a devenit mai luminoasă ca soarele, mă dor ochii. Părintele Serafim a zis: nu te teme, prietenului Dumnezeu. Ai devenit și tu la fel de luminos ca mine. Ești în plenitudinea Sfântului Duh, altfel nu mai putea vedea. Aplecându-și capul spre mine, mi-a spus la ureche: mulțumește-i lui Dumnezeu că mi-a dăruit acest har de nespus. Ai văzut? Nici nu mi-am făcut semnul crucii. În inimă însă m-am rugat cu gândul: Doamne, fă-l vrednic să vadă clar cu ochii trupești coborârea Sfântului Duh, așa precum aleșii tăi slujitori au văzut arătarea măririi tale. Dumnezeu a împlinit îndată rugăciunea nevrednicului Serafim. Cum să nu-i mulțumim pentru acest dar extraordinar pe care amândoi l-am primit? Nici marilor pustici nu li s-a arătat mereu Dumnezeu în felul acesta. Ca o mamă iubitoare, acest har ți-a mângâiat inima plină de amărăciune prin rugăciunile Maicii Domnului. De ce nu mă privești în ochi? Îndrăznește să mă privești fără teamă, Dumnezeu este cu noi. După aceste cuvinte, mi-am ridicat privirea și am privit fața, cuprinzându-mă o frică și o mai mare teamă. Închipuiți-vă că în mijlocul soarelui strălucitor din miezul zilei vedeți chipul unui om care vă vorbește. Îi vedeți buzele mișcându-se, expresia ochilor schimbându-se, îi auziți vocea, îi simțiți apăsarea mâinilor pe umeri, dar în același timp nu-i vedeți nici mâinile, nici corpul său, nici al vostru, nimic decât o lumină strălucitoare împrăștindu-se împrejur la o distanță de câțiva metri, luminând neaua
care acoperea câmpul și cădea peste mare bătrâni și peste mine. Se poate descrie starea în care mă găseam atunci? Ce simți acum? M-a întrebat Părintele Serafin. Mă simt extraordinar de bine. Vă doresc, iubiți frați și surori, și-mi doresc și mie să ne simțim extraordinar de bine. Pentru că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, să ne facă să ne simțim extraordinar de bine. Amin.